Salutare tuturor și bine v-am găsit! Astăzi o să vorbim despre un aparat de măsurat distanțe cu laser de la Stanley. Este un produs care probabil o să vă bucure pe foarte mulți dintre voi. Sunt sigur că l-ați mai văzut, știți la ce se folosește. Este un aparat cu laser care măsoară distanța și în cazul în care lucrezi la metru pătrat sau nu numai la metru pătrat, în cazul în care vrei să măsori ceva foarte rapid, ăsta o să te ajute foarte tare. Mi-am făcut curaj și am cumpărat un laser de măsurat distanța. Am ales Stanley pentru că am vrut un raport bun calitate-preț și restul erau peste și care nu erau peste, nu păreau de calitate și pe net nu am găsit nicăieri recenzii și pe net nu am găsit nicăieri clipuri și am zis că dacă tot l-am luat să vă fac un clip, l-am desfăcut, deci nu e sigilat pentru că i-am făcut câteva teste înainte ca să pot să vă dau un verdict clar. Poate măsura distanțe între 17,5 cm și 15 metri cu o precizie de plus minus 3 mm. Deci nu este chiar fix, dar din testele pe care le-am făcut, eroarea n-a depășit 1-2 mm. Deci n-a ajuns la 3, probabil cei de la Stanley au fost generoși când au zis 3 mm ca să nu supere pe nimeni. Este un aparat compact, foarte micuț, îl puteți lua în buzunar, are baterii, are ecran LCD pe care afișează dimensiunile. Haideți să-l scoatem să vedem ce avem în cutie. Pe partea din față, cutia foarte interesantă, ca și o copertă de carte, unde apare aparatul de măsurat și câteva informații. Un set o să vină și cu baterii și cu un manual de utilizare. Și asta e tot. Asta e tot aparatul. L-ai luat, l-ai băgat în buzunar și poți să mergi să-ți iei comenzile liniștit. Are un simplu buton aici. Butonul de on, buton de hold, buton de off, toate se fac de pe acest buton. Poate să măsoare în 4 sau 5 unități, nu m-a interesat foarte tare și n-am intrat în detalii, pe mine mă interesează să măsoare metri, să măsoare corect și să fie cât de cât compact. La o simplă apăsare, aparatul pornește și este deja funcțional. Pe ecran o să pornească direct în unitatea de măsură în care l-ați lăsat, deci dacă ați măsurat în metri, o să pornească în metri, dacă l-ați lăsat în inci, o să măsoare în inci și așa mai departe. În colțul din dreapta sus o să regăsiți simbolul bateriei, care vă notifică în cazul în care bateria este prea scăzută și nu mai poate să facă față, nu consumă foarte mult, se folosesc baterii 3A simple care le găsiți la orice magazin. Și chestia e foarte simplă, apăsați odată pe buton, pornește măsurarea, eu îl țin acum în perete, da? Până în perete avem 5 metri și 155 de milimetri. Dacă apăs odată, se blochează jos. Deci îmi ține măsurătoarea în partea de jos, laserul s-a stins, mi-a făcut o măsurătoare. Dacă mai apăs odată, îmi trece măsurătoarea salvată în partea de sus, și începe să măsoare din nou a doua măsură, în cazul în care vrei să măsurați lungimea și lățimea. Este o chestie genială. Deci am măsurat lungimea, să zic așa, mai măsor și lățimea și avem două valori salvate, măsurate în milimetri și foarte simplu de calculat suprafața, nu? El măsoară din capătul din spate. Deci el măsoară până aici. Deci dacă eu îl pun așa, el o să măsoare de aici până aici distanța. Deci din spate, de unde are muchia asta dreaptă, care stă foarte bine și pe toate suprafețele, să zic așa. La o încă apăsare își reia funcționalitatea, nu mai salvează nimic. O să, deci practic el trece cumva tot la următoarea măsură, da? Dacă îl țineți mai mult apăsat, se închide sau trece în modurile următoare. Depinde de durata în care îl țineți apăsat, să zic așa. Deci trebuie ținut aproximativ vreo 10 secunde apăsat pe buton să se stingă. La o apăsare scurtă, pornește, eu cum am apăsat de două ori, acum măsoară în inch. Țineți apăsat încă de câteva ori, consecutiv. Și el trece înapoi la măsurătoarea în metri, apăsăm o singură dată, se dă cronometru pe 0, face punct în tavan, apăsăm o dată
și a salvat măsura. Deci de pe masa asta până în tavan avem fix 1,5 metri. Asta este înălțimea de pe masa de pe care filmez. Dacă ați folosit așa ceva, aștept părerea în comentarii, să-mi ziceți cum e primul produs de genul ăsta pe care l-am și pe care intenționez să-l folosesc și pe care vreau să-l folosesc în activitățile pe care le fac. Ce poate fi mai frumos decât atât? Să te duci la un client în casă cu un asemenea aparat, cu agenda în mână, îți treci valorile, îi faci prețul, calculezi materialele și ai plecat. Lucrezi profesionist, ai un aparat micuț, l-ai pus în buzunar, nu te încurcă, e mai mic decât telefonul, l-ai scos, camera asta vreți să o măsurăm? Bun, apăsați odată, ați măsurat o distanță, ai măsurat o distanță, deja am două valori aici și pot să calculez suprafața. Mai puțin de 2 minute deja știu câți metri pătrați are camera. Nu mai trebuie să stai să întinzi ruleta, să tragi obiectele din cale ca să poți măsura corect, să nu-i faci clientului pagubă sau... No. Diferă, chestiile astea diferă de la client la client, de la proprietar la proprietar. Și până la urmă trebuie să lucrăm cât mai eficient și cât mai rapid. Dacă v-a plăcut și credeți că produsul ăsta ne ajută, lăsați un comentariu, spuneți-mi dacă vă place, dacă nu vă place, dacă aveți alte opțiuni, dacă poate este de la Bosch mai bun, poate este de la DeWalt, poate este de la Stabila, poate știu eu și cu siguranță sunt mult mai multe. Eu l-am prins la o reducere foarte bună, l-am luat de pe Nordex, cum ziceam, l-am prins la reducere cu 70 de lei mai ieftin decât prețul real. În magazine fizice nu am găsit, în Leroy Merlin nu este, în Dedeman nu este. De unde să-l cumpăr? Am dat pe net frumos, modelul este Teleme 50 și ca și cod, dacă vreți să-l căutați, STHT1-77409. Ăsta este modelul cu care eu l-am găsit. Am introdus seria asta și l-am găsit pe Nordex, chiar și la reducere. Până data viitoare, lăsați un like, un share, un comentariu și nu uitați să vă abonați. Vă salut!